Miercuri, în jurul orei 14, un bărbat în vârstă de 45 de ani din Ghereiești Noi și-a găsit sfârșitul după ce a fost strivit de remorca unui tractor. Conform primelor cercetări, victima se afla în remorcă și s-a dezechilibrat, căzând sub roțile acesteia care i-au strivit zona bazinului. Cadrele medicale de la ambulanță solicitate să intervină la fața locului nu au putut face altceva decât să constate decesul bărbatului. Foarte bun, foarte bun. Și consilier la Consiliul Popular aici, a fost un om foarte bun. Așa a fost, se întâmplă. Era șofer sau ce era el? La era primul? Patron. Unde? A, patronul? Iri, are pământ, are toate. Uitați, grajde. Astea s-a de lui de aici? Aia, e lui, cu viței, cu tot. Așa a fost soarta. Șoferul tractorului are 38 de ani și este tot din Ghereiești Noi. În cauză, polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă.